Patronii hotelurilor de pe litoral sunt extrem de bucuroși după ce legea impozitului specific a trecut de Parlament și a ajuns pe masa președintelui Iohannis pentru promulgare. Concret, în cazul hotelurilor, impozitul pe profit va fi înlocuit cu o taxă anuală în funcție de numărul de camere deținute. Asta indiferent dacă la sfârșitul anului unitatea de cazare obține sau nu profit. Patronatele își doresc foarte mult această lege, de asta am și lucrat la ea ani de zile. Nu renunțăm. La ora asta se va încasa de 3 ori, cel puțin de 3 ori mai mult. Practic, acest impozit seamănă foarte mult cu impozitul pe clădiri. Se plătește 1% din valoare de 2 ori pe an, pe 25 iulie și pe 25 ianuarie. Deși la final hotelierii care dețin multe spații de cazare și au o cifră consistentă de afaceri vor plăti mai mult decât până acum, ei spun că nu îi sperie acest lucru, cerând ca din sumele acestea România să promoveze turismul. Ținta nu este profitul, spun ei, ci un mediu de afaceri curat. Avantajele pe care le aduce impozitul specific pentru mari operatori din turism sunt mai multe însă. 1. Deci etica omului de afaceri. Nu mai suntem acuzați că nu plătim impozit. Da? 2. Eliminarea birocrației. 3. Concurența neloială se elimină. Cu toți suntem egali în fața legii. 4. Stimularea investiției. Educație fiscală. Eu dacă știu că am de plata, mă auto duc că, domne, asta e partea statului, o iau în calcul de la început. Hotelierii au ținut să explice de asemenea că există un val de dezinformare cu privire la cei care vor plăti acest impozit. Acest impozit este un impozit pilot specific pentru anumite coduri CAER. Atât. N-are restul, că e mică, că e mare, nu mai contează. Normativul ar urma să se aplice doar pentru unitățile de cazare și alimentație publică, a căror cifră de afaceri este de peste 100.000 de euro anual. Hotelurile mari, dar fără clienți, vor fi obligate să găsească soluții pentru că plata unor impozite, indiferent de gradul de ocupare, ar putea să-i arunce în faliment.